seara și bine v-am regăsit la Despre Film. Continuăm seria noastră de interviuri către o carieră. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, Bebe Cotimani. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Sărut mână, am ajuns cu greu, dar mă bucur că am ajuns la timp. Așa departe suntem, ați ajuns foarte la timp, foarte punctual. Da. Înainte de când timp. Când stai la Pitești, trebuie să pleci din timp. Corect, așa este. Prima noastră curiozitate la Despre Filme. Vrem să știm, să ne întoarcem puțin în copilărie, să aflăm care e filmul care v-a impresionat, care a făcut click în mintea dumneavoastră și v-a făcut să vă doriți să fiți parte din poveste. Da, nu. Începutul e frumos, dar nu e adevărat. Mi-au plăcut filmele din copilărie, am stat foarte aproape, stăteam în ferentari, viilor cu ferentari, aproape de linia ferată și mergeam la filme gratis, pentru că escaladam gardul, zidul de la arenele romane. Aha. Și îmi plăcea la nebunie să stau călare pe zid și să comentăm filmul în, cum să spun eu, spre disperarea spectatorilor care nu-l văzuseră, iar noi le vedeam aproape în fiecare seară pe toate. Chiar am prins câteva ploi zdravene, probabil că alea au crescut în mine dorința de a fi actor. Și ne spuneți și câteva titluri din acele filme, mai țineți minte? Erau filmele cu cowboy. Cu cowboy. Cowboy și spaghetti. Și spaghetti, da. Cu Gina Lollobrigida, chiar joc într-o piesă Cafeaua Domnului Ministru și evoc chestia asta, cum stăteam eu la arenele romane, călare pe zid, ca să comentez filmele, să le văd de nu știu câte ori. Și seria Vinetu, așa îi spuneam, da? Da. 1, 2, 3. De pe atunci era vinetul simplu, vinetul se întoarce, vinetul se mai întoarce odată. Ce bine că se întoarce vinetul, da. Colegii mi-au pregătit un material cu câteva din personajele cărora le-ați dat viață. Vedem și noi împreună și revenim. E bună zurba asta. Pregătește revoluțiunea. Trebuie să afle de ea toți tăbăcarii din dealul Sfirii, măcelarii, dulgherii din Popanan, toți meseriașii trebuie să afle și breslele. Mulțimea trebuie învățată să se răscoale. Domnul Iriade, știe ceva? Cum de nu? Să-i pregătim motivatorului Vodă de o să ne țină minte. Asta e Iacob. Nu? Așa scrie acolo, Iacob? Da. Adică Iacob. Ce vină, mă? N-ai nicio vină, nicio vină. Du-te, mă, de aici, că puți, mă. Cine pute, mă, eu? Am un șpea poruncă. Nu mă profiți de jegul ăsta, că atunci când ai bătut și din palme și ai hăulit mâna, ți s-au ca Hitler în cap. Dar tu! Te simți insultat? Spune dacă da, te simți tu, tu ce-ai făcut, mă, la ai din palme? Mă! Acolo unde am stat eu, m-au mâncat dizenteria și ticosul. Nu fii idiot când ai fost cu mine ca să știi cum și era ce, acolo. Mă? Eu te-am băgat acolo, eu-s vinovat. Eu-s vinovat, mă! Băi, Daniel, îți ofer prietenia mea. Hai, mă, să ne urâm pe față, cinstit, așa. E singurul lucru care ne mai poate spăla. Știi ce, mă? Ce, mă, ce? Du-te-n măta! Hai, mă, du-te-n măta și urlă-n pădurele că ești cretin. O să urlu 100 de ani până o să plătiți. Du-te-n măta! Și de Engels, ca și dumneavoastră. Înseamnă că nu ești un prost de tip nou. Suntem proștii și deștepții timpurilor noastre, domnule. Ai un umor teribil. Trăim, domnule Guga, frumos discursul într-o asta. Lume fără onoare. Și cât de real. Real. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Cât de actual. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața eu. Dar noi suntem metroul ăsta, așa cum suntem și în viață. Unul lângă altul. Dar cu inimile la kilometri distanță. Pentru că ne e frică. Căutăm inovații. Că s-a oprit metrou, că azi noapte undeva pe aici, pe deasupra noastră, ne-au ars copii. Ne-au ars copii?
Când ne-am urcat în metroul ăsta, am crezut că mergem câteva stații și coborăm. Dar uite că am mers câteva vieți. Iubiți-vă, oameni buni. Și tu doar ar fi limon. Dragul de... Dragul de el. Cred că ăsta e cel mai premiat film românesc. 37 de premii internaționale. Între Chin și... Între Chin și Amin. Ăsta neapărat să-l vezi. Dar nu l-am văzut. Adică mi-a plăcut foarte mult. Am revenit. Așadar, cum vi s-au părut imaginile? Mi-a dat o lacrimă, dar am șters-o, că am avut 10 secunde. Exact, am avut 10 secunde înainte. Probabil pentru asta sunt puse cele 10 secunde. Exact, exact. Să ne revenim, să respirăm. Da, da. Dacă ar fi să vedem un filmuleț ca acesta, un montaj, cu imagini din copilăria dumneavoastră, uh-huh, și ați avea o telecomandă să puteți pune pauză oricând, ce cadru, ce secvență ați dori să ne împărtășiți din cea mai frumoasă perioadă din viața omului? Din copilăria în Ferentari, iată. Copilăria în Ferentari. Ați apucat să ne spuneți. Mă întreb și acum, după ani și ani de zile, stând pe strada Echinoxiului, la numărul 60, lângă noi era și este și acum acolo spitalul de boli de plămâni, o fabrică plină de mecanica, nu știu ce secție, a treia, lucra în aluminiu. Era o grămadă de ștraifuri în care ne tăiam și ar fi trebuit să ne infectăm și nu ne infectam. La capătul străzii mergea trenul Marfaru, care aproviziona cu lemne un depozit, aproviziona cu semințe, că de acolo a apărut sămânța gratis în Ferentari, se fura din vagoane semințe de floarea soarelui pentru fabrica de ulei și fabrica de halva care era în zonă. Mă întreb și acum cum de nu știu pe nimeni din toate bătăliile noastre cu săbile de la fabrica aia care tăia aluminiu și nu știu ce. Dom'le, ne-am tăiat, ne-am înțepat, nu ne-am infectat. Ne-am suit pe garniturile de tren. Ruginite, murdare. Săream după un vagon pe altul. În depozit ne făceam cazemate. Nu s-a întâmplat niciun accident, aș fi aflat cu siguranță, nici din partea dinspre Ferentari, nici a noastră, a orășenilor, care să spun așa, având 30 de metri în plus spre centrul Bucureștiului, eram deja, cum să spun eu, suprastructură. O prietenie ne-a legat de cealaltă parte a căii ferate. Acolo era un stadion și este, cred, un stadion pe o stradă care se numea Veseliei. Așa mi-a fost copilăria. Copilăria de pe strada Veseliei. Întotdeauna mi-aduc aminte și mi-am dus copiii să vadă casa unde am copilărit. Unde am copilărit. Știam că e o casă mare. Casă mai mică ca aia eu n-am mai văzut de mult. Știam că sunt ferestrele foarte mari. Eu eram foarte mic și lipsit de griji, grație mamei, Dumnezeu să o odihnească, care ne-a îngrijit, nu ne-a certat, nu ne-a bătut. Trei băieți. Năzdrăvani. Trei băieți, habar n-am dacă eram năzdrăvani. Eram băieți normali, ai zonei. Și ne comportam normal. Apropo, ați adus aminte de mama. Vreau să știu o amintire dragă. Mi-e greu să vorbesc. Mama era una din cele mai bune croitorese din București. A lucrat rochii, a făcut rochii pentru Irina Login, Ileana Sărăroiu, Maria Ciobanu, soția domnului Ghelmez, a lui Dan Grigore, nici nu mai, Romica Puceanu, Ileana Sărăroiu, am mai spus-o, și e bine să o spun de două ori, pentru că mi-a fost foarte dragă. Cu toate că avea un limbaj care pe noi ne violenta,
chiar dacă stăteam în Mahala. Era prea mult și pentru era Mahala. Prea mult. Și ea știa asta și avea un râs molipsitor. Și le cosea și acasă? De acasă le cosea și uneori, neavând porniri, uite că n-am avut pornire de asta, uneori îmbrăcam eu rochile ca să poată să pună tivul la o anumită înălțime. Erați model. Eram model. Bebe treci. N-ai, mamă, nu mă... Ce ați moștenit de la mama? Răbdare. Și de la tata? De la tata, din când în când beau. Secretul lui Bacchus, da? Da. Vreau să știu, când ați conștientizat pentru prima oară că vreți să deveniți actor? După ce am devenit. A venit. După ce am devenit, da. Am dat la institut, că m-a întrebat când este filmul, ce film era. Misterele Bucureștiului, da. Era în 1983. Deci era anul 2 de facultate. Și am totuși, dat, cum ați dat la această facultate? Am dat la facultate, voind să scap de muncă. Lucram la Proiect București și s-a înființat Brigada Proiect Bucureștiului. Am spus-o de nu știu câte ori și o spun cu drag. Condusă de Traiana Elenei, un profesor de teatru cum rar poate fi întâlnit. La Traiana Elenei, la Școala Populară de Artă, plecând de la Proiect București, ne-am dus să asistăm la orele lui. Și l-am întâlnit pe Dan Puric și pe Ionel Mihailescu, pe Petrică Nicolae, pe Florentin Dușe și cât și mai câți care veneau acolo. Și ați închegat acolo? Și am început să vorbim despre teatru. Nu făceam, n-am făcut piese. Țin minte că l-am jucat la clasa doamnei Ivon Podoleanu pe Tudor Vladimirescu. Ăla a fost rolul meu. Habar n-aveam ce jucam, se pare că aveam așa o pornire revoluționară. O ușurință cu care făceam asta. Și atunci când s-a dat examen, domnul Traiana Elenea intră, tu ce ai pregătit pentru examen? Ce examen? Păi la teatru. Uite, Purica a pregătit, Ionel a pregătit, pe tine n-am avut timp să te ascult, nici n-aveți ce asculta, pentru că n-am pregătit nimic. Și mai erau vreo câteva zile până la înscriere, hai să zic vreo 8-10 zile. Nu vreau să dau, că mi-e rușine. Sunt oameni care au dat de atâtea ori și n-au reușit și chiar nu simt o pornire extraordinară. Hai să facem un experiment, te rog eu, dă. Și inconștiența... Și-ați făcut un repertoriu? Divină, am făcut un repertoriu din cele mai scurte poezii. Baladă scurtă n-am găsit. Poezii de o strofă. Să există. Căutăm. Există, da. Sigur că există. Da. Și am dat... Țin minte când și-am pregătit un monolog din prima piesă de teatru pe care am citit-o, nu pe care am văzut-o, am citit-o. William Saroyan, Oamenii Cavernelor. Și am făcut o combinație, mă ocupam de montaj de atunci, știi, să iau replicile, să le pun eu pe mine, să-mi vină mie bine. Și ăla a fost monologul, povestirea, citeam atunci cel mai iubit dintre pământeni, că ai pomenit înainte de chestia asta, filmul minunat al lui Șerban Marinescu. Și cartea o capodoperă. Acolo era o chestie pe care am văzut un film, o spune Dorel Vișan, cu numerele. Ia zi-mă ce număr ai. Da. 1023. Ce ai zis, mă? Și aia a fost povestirea. În rest, povestirea și monologul. Dar înainte de asta... Am trecut de probele eliminatorii, română și poezii. Da. Cine era în comisie? Vreau să știu. Cine stătea la masă? Olga Tudorache. Și mai departe nu mai știu, că de emoție nu i-am recunoscut. Oricum stăteam era în tuneric. Era în tuneric. Dar Demrădulescu și Olga Tudorache aveau voci distincte. Da, și o lampă. Și știai cine vor. Da. Țin minte că am spus cea mai scurtă poezie din lume. Ieșise volumul Noduri și semne al lui Nichita Stănescu și am spus poezia: vai, înțelesul este mai iute decât timpul înțelesului. Și poate că nici nu există înțeles, ci numai înțelegere. La care Demrădulescu și-am tăcut. Atât. Păi atât e poezia. Da. Da, hai să trecem la următoarea. Următoarea. Dar eu cred că ăla a fost momentul în care i-au zis da,
merge mai departe. Avea ochiul format, deci dau seama oricum foarte repede. Și cred că și-au dat seama că nu eram pregătit, că eram crud. Ei simțeau imediat studentul care s-a pregătit intens. Și de multe ori, discutând cu Dem Rădulescu odată la ancheta asupra unui tânăr care n-a făcut nimic, m-au invitat la clasă ca să joc un rol. Eram de la, eu veneam de la Seral și mai aveau nevoie de un rol, de un tip mai hâtru așa. Și el a considerat că așa sunt eu, hâtru. Și atunci s-a schimbat numele din Cotimani în Cotimanis. M-a emoționat. Dem Rădulescu, după părerea mea, este cel mai mare actor de comedie profundă pe care l-a avut neamul ăsta. Și ce profesor? Și ce profesor? Și profesorul dumneavoastră de an cine a fost? Petrică Vasilescu. Și am terminat la Mălai Mare. Petrică Vasilescu a plecat în străinătate, a fugit, că așa se pleca atunci, ușor, ușor, să nu se prindă nimeni. Da. Și a rămas în Suedia și ne-a preluat în Mălai Mare. Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat în facultate? Că există cea mai frumoasă meserie din lume și asta este actorie. Asta ați învățat. Ce colegi ați avut? Sandu Mihai Gruia, Iuliana Ciugulea. Am văzut acolo fotografie de pe Cristina Oprean, diplom. Elena Manoliu, Stelian Nistor și Petrica Panait. Eram 7 în clasă. Sper că n-am să... și mai eram și eu. 7? 7 în clasă, da. Nu 70, 7. 7, da? 7. Și se lucra și uneori mai jucam și june prim. Oricum eram bai de mama noastră. Unul frumos nu era, Stelian Nistor de obicei juca pe ea frumos. Cine l-a luat pe Romeo? Băi, vreau și eu să joc un monstru, o ceva, n-apuci. N-apuci și ai picat Romeo. De frumos. Ești Romeo consacrat. Când doi scăpa de facultate, poți să joci ce vrei tu, de la clasă ce vrei. Să ne chinuim noi. Vorbeați de Misterele Bucureștilor din 83. Da. A fost prima experiență, debutul dumneavoastră în cinematografie. Da. Cum vi s-a părut lumea asta a filmului? Și ce vi s-a părut diferit de ce știați? Știi, la filmul ăla, nu știu cât am jucat, cred că am fost mai mult spectator. A apărea Jean Constantin cu sticluțele lui de pomadă, fraierea toată lumea, Florin Piersic, eroul nostru și acum, cel mai popular actor și fenomenal povestitor. Da. Pe care îl avem. Da. Și trebuie să-l respectăm, trebuie să ne respectăm valorile. În momentul în care dispare respectul față de ceea ce a însemnat cel de dinainte, tu nu mai însemni nimic, pentru că nu ai pe ce să te sprijini. Exact. Fără trecut, nu există prezent, nici viitor. Da. Ba există, dar nu merită trăit. Și ce vi s-a părut interesant, fiind acolo pe platou? Ceva diferit față de teatru, ceva ce ați spus, mamă, asta e lumea filmului. Asta e lumea filmului. Odată intrat în, deci în anul 2, în anul 1 a fost tare greu pentru mine, pentru că la a doua oră de actorie am lipsit, pentru că era meciul Steaua Dinamo și nu concepeam că se poate pierde un meci sau că cineva ajunge la facultate când joacă Steaua Dinamo. Și totuși s-a întâmplat. Ați fost singurul care ați lipsit? Da. Toată lumea a crezut că am pățit ceva în familie. Deja mă priveau cu îngrijorare și am spus, n-am pățit nimic, am fost la meci pe stadion. Fost meci? Voi ați fost la facultate? Băi, copile, ai zis Petrică Vasilescu, de câte ori ai dat? O dată. Da, asta e, nu și-a dat seama unde intră omul. Da. Și cum v-ați simțit în momentul ăla? De atunci am început să văd că meseria asta este extrem de importantă și am început să o iubesc. Și să vedeți câtă responsabilitate implică totodată. Da. Și cred că sunt un actor responsabil, poate și datorită faptului că în 1981 a fost un derby Steaua Dinamo, care m-a marcat în partea aialaltă. Da. Îți place fotbalul, dar să vezi ce meserie frumoasă o să faci toată viața. Corect. Vreau să nu uităm și de teatru, într-o perioadă în care ne lipsește foarte mult tuturor. Împliniri la tot pasul. Octavian Cotescu spunea un lucru. Puii mei, ați ales o meserie care vă va face să uitați de necazuri. Orice s-ar întâmpla peste zi, intri în spectacol și ai uitat. Și mâine începe o altă zi, poate ai pauză, o să-ți pară rău, de-abia aștept spectacolul următor care mătură tot
aspiră toate necazurile și le aruncă afară. Pentru că personajul pe care îl joci n-a avut niciun scandal pe acasă, nu s-a certat cu vecinul, are alte istorie. Are alte probleme. Alți vecini care dispar după 2 ore de spectacol, nu, nu-i mai bagi în seamă. Da. Dar într-adevăr, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu semnez o condică la ora 8. Așa e, corect. Când v-ați dat seama că aveți un timbru foarte special și puternic, cu rezonanță? Vezi, v-a spus cineva vreodată? Uite că suntem pe ecran cu Asfalt Tango. Da, da? Exact. Nu și aveam, știu că ați luat un premiu timbru, la Ucin, da. Am luat Asfalt un premiu. Tango. Am și zis atunci, zic, domne, dacă la 2 filme eu iau un premiu, înseamnă că e foarte bine. E un început bun. Da, sper să țin tot așa. Sunt pe drumul bun. Da. N-am mai luat premiu, am mai luat premiu acum, recent, mai multe premii internaționale cu Între Chin și Amin al lui Toma Enache. Un film fabulos. Un film, cum i-am zis noi, de Oscar. N-a fost să se ducă să participe la Oscar. Că tot au fost, da, acum tot recent. Au fost. E foarte bine că a participat colectiv. Sigur că da. E foarte bine că am participat și am fost luați în seamă. Da. Ăsta, Între Chin și Amina lui Toma Enache, n-a luat niciun ban de la Ucin. Nimic. N-a câștigat niciun ban. E făcut cu bani proprii. Omul nu și-a mai cumpărat mașină și casă. Și-a adică făcut un casă film. Nouă și-a făcut un film. Și Dumnezeu a vrut să iasă un film între Chin și Amin. Exact, da? Cum îi spune și numele. Da, da. Și filmul are 37 de premii internaționale puternice. Premiul întâi, cred că de vreo 15-16 ori. Iar eu am luat premiul de interpretare în Anglia, în Brazilia și nu în Anglia. Revenim la vocea dumneavoastră. Da. E cineva care v-a făcut un compliment și v-a spus la un moment dat că aveți un timbru foarte bun? Adrian Sârbu. Când? La începuturile ProTV-ului. Și de fapt, puțin de dinainte de începuturile ProTV-ului, când am făcut vocea lui Iisus la Cartea Cărților. Am văzut Cartea Cărților. Văzut? Da, știu. Totuși ești tânără. Știu, da. Am văzut, da. Deci erați vocea lui Iisus, iată. Da, da. Atunci mi-am dat seama. Și pe urmă, vocea se cultivă, vocea este un instrument. Nu o folosești. Poți să vorbești și subțire, poți să vorbești. Oricum sunt recunoscut, se pare că un filon principal există și nu poți să-l ascunzi. Da. Nu poți să fiu soprană. Da? Da, cum nu da, poți da. Să joc personaje, de multe ori nu poți să joc personaje pozitive și nu sunt distribuit în personaje pozitive. Da. Și mulțumesc celui de sus că pot să fac radiografii ale ticăloșilor. Ce îmi place asta, nu poți să-ți închipui. Îi iubesc. Suculent, mult mai suculent. Un ticălos față de un personaj eminamente pozitiv, un ticălos împinge lumea înainte, prin 2 metode. Forțează legea până la limită, uneori este prins, alteori nu este prins, și îți dă un exemplu de curaj. Că poate greși fundamental. Da. Pot dispărea vieți, dar lumea a fost împinsă înainte de cei care au avut curaj. America a fost împinsă înainte cu pistolul în mână, cei care și-au făcut dreptate singuri. La noi haiducii creau echilibru între cei îmbuibați, uite așa cum sunt eu așa, așa și pătura de jos. Haiducii creau echilibru. Păi cine să-l creeze? Fă-t frumos. Așadar, n-aveți nicio problemă că sunteți distribuit pe un anumit tipar? Nu. Sunteți conștient că astea sunt calitățile dumneavoastră? Da, dar în fiecare om există o bucățică de Dumnezeu. Categoric. Și în cel mai mare criminal, evident, într-un ticălos obișnuit de serie, există Dumnezeu. Sigur. Există cel cu care se bate ca să poată să facă ticăloșia și să aibă și satisfacția că l-a înfrânt pe Dumnezeu. Și există o luptă. Nu există așa ceva, nu-l poți înfrânge pe Dumnezeu. Dar dacă lupta asta nu există, ar însemna ca orice ticălos să-l pui, să-l filmezi, să zică, n-ai treabă, iau ce bine îl faci. Nu-l va face bine, pentru că nu există lupta internă, lupta interioară. Conflictul. Conflictul, da. Corect, fără conflict nu e nimic de privit interesant. Haideți să ne gândim dacă ați fi regizor.
În ce l-ați distribuit pe Bebe Cotimaris? Păi ultima oară și prima oară am fost regizor la o piesă de teatru. Da? Și sunt regizor acestei piese la Teatrul Davila din Pitești, unde sunt și manager. Pentru un timp am regizat piesa Opt femei. Și neavând cine să joace pe A bătrână, am jucat-o eu. Și am fost și regizor și interpret. Mi-a plăcut foarte mult, s-ar putea să mai repet chestia asta, pentru că după atâția ani știu să lucrez cu actorul, știu ce-i trebuie. Dincolo de imaginea generală a piesei, de simbolistică, de nu știu ce, nu lipsește nici aia. Ce-i trebuie unui actor? Îi trebuie încrederea pe care trebuie să-i o dea regizorul. Iată, curaj. Da. Da. Trebuie curajul. Da. Și să știe că poate greși. De asta sunt făcute repetițiile. De asta sunt. Și iubesc greșeala în repetiții. Greșeala înseamnă curajul de a face ceva. Exact, risc. Mături și eu fac chestia asta, spun tot soiul de tâmpenii, ca să mă eliberez de ele, să nu scape uneori la Slobozia, la Urziceni. Hai să o zic pe aia că parcă ar fi fost bună. Eu fiind din Urziceni. Să se termine COVID-ul și vă vom vizita, stimați, la Casa Cultural. Stimați urzicenari. Urzicenari. Urzicenari? Hai, lasă-mă. Ați jucat înainte de 89, ați făcut film și după. Da. Credeți că s-a schimbat ceva în modul în care se făcea film înainte și da, după înainte revoluție? Se făcea pe peliculă, îți spun una dintre faze, și iar crâitul aparatului deranja enorm. Trebuia să te înveți cu el, pentru că oricum urma să faci post-sincron. Da. Cred că primul film pe priză directă și nu prea reușită, pentru că nu aveam aparatură, a fost al lui Danieluc, Vânătoare de vulpi. Da, și nu se auzea mai deloc, dar era în priză directă și era adevărat, era crunt. Diferența e că atunci aveai peliculă și costa foarte mult și spune, domne, Eastman Color, Warwell, ce aveam noi, și nu puteai să tragi multe duble. Puteai să greșești atât de mult. Acum tragi la duble de te saturi tu. Și de foarte multe ori regizorii, discutam asta cu Șerban Marinescu, a spus, filmezi 10, 15, până consider eu că e bine. Și de foarte multe ori când ajung la proiecție, îmi dau seama că prima sau a doua au fost bune. Acelea sunt cele mai bune, nu? Dar și ideea este artist, că mătură ce nu este bun. Corect, da. Acum se face și de siguranță, știți, sunt multe de siguranță. Da. Se poate să fie actorul bine și să nu fie celelalte lucruri din jurul lui. Dar ce îmi place când recunoaște regizorul chestia asta. Că e vina lui. Că n-a fost șarf, că n-a fost asta. Dar de multe ori nu recunoaște. Ai încă o dată că n-a fost cine știe ce. Și sau de ce ai făcut dobitocule. Era vorba despre altcineva. A mișcat travo, a făcut. Cineva din echipa tehnică. Cineva din echipa tehnică. Evident. Și acum fiind pe priză directă, a trebuit să strănute unul. Dacă ar fi să alegeți un rol din teatru, în urma căruia să simțiți că ați făcut o descoperire, care a schimbat ceva în dumneavoastră, care ar fi acel? Regele Lir. Un lir pus în studenție, piesa de diplomă a Andrei Vulpe. A venit după mine la... Eram la teatrul din Sfântul Gheorghe, în ungurime acolo. Îi iubesc pe unguri, sunt niște oameni foarte hotărâți și extrem de prietenoși dacă știi să te apropii de ei. Îi salut cu această ocazie pe actorii de la Sfântul Gheorghe. Și m-a chemat să fac Regele Lir. În distribuția aia ne-am întâlnit anii terminali. Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Marian Negrescu, Gabi Baciu, Cătălina Mustață și eu, Regele Lir. Eram cel mai... Nu mai era și Claudiu Istodor care putea să joace, dar a hotărât Andreea Vulpe cu o traducere proprie a lui Shakespeare, Regele Lir, minunată traducere. Chestia m-a marcat și nu n-a spune că m-a marcat atât de tare că au mai fost și alte roluri, cum a fost Avarul pus de Mircea Cornișteanu la Teatrul Notara. Unde l-a jucat pe Harpagon. Direct pe Harpagon. Pe ce să joc? numai oameni cu defecte. Și n-a spune asta. Dacă nu aș vrea, am discutat ieri la filmare cu Maia Morgenstern. Și a zis, Maia, n-ai vrea să reluăm Regele Lir? Am vorbit și cu Andreea Vulpe. Ea ar fi de acord. Și ce să joc? Ce ai jucat și atunci?
înseamnă că m-ai făcut foarte de tânăr. Mai acum. Și totuși, ce v-a fascinat la personajul acesta? La personaj? Faptul că în primă fază este extrem de darnic, iar apoi îi se dă prilejul să regrete că a făcut acest gest. Iar replica disperată a lui Lear, când ajunge la fete și spune: ce nevoie ai de atâția oameni în gardă? De cine să te păzească? De noi să te păzească? De nu știu ce. Era regele Lear și a împărțit averea și n-a împărțit-o cum trebuie. Nu știu dacă trebuia să o împart. Și el spune: nu-mi chipzui nevoia. Niciunui om nu trebuie să-i chipzuiești nevoia. Încearcă să-l înțelegi, dar nu-i chipzui nevoia. Nu-i chipzui nevoia de a respira, da? De a se plimba. Nu chipzui nevoile oamenilor. Nu-i îndrepta spre disperare, cum a ajuns Lear, pe marginea prăpastii, da? Foarte aproape frumos. Uitând să iubească. Ce mască i-au pus fetele. Oho! Oho! Da. Așa cum a spus, sunteți managerul teatrului Alexandru Davila din Pitești. Da. Ce ați învățat din această experiență? Ce a adus nou? Eu am învățat, de fapt, mi se confirmă că actorul trebuie iubit, pentru că altfel el nu dă, scuză-mi termenul, randament. Actorul trebuie iubit. Într-o lume în care se discută de cifre, eu în loc de cifre văd mereu oameni. Foarte mulți nu sunt de acord cu chestia asta. Spune că să fii manager trebuie să fii chipzuit, să fii... Sunt un om chipzuit. Să fii calculat, am făcut să fii spectacole rece. Cu zero lei. Da, sunt un om chipzuit. Eu cred că principala calitate a unui manager, și sper să o am... Asta urma să vă întreb. Este să știi să unești oamenii. Să știi să te porți cu regele Lear înainte să intre în scenă. Nu să urli la el că tu ești manager și el e un biet actor care joacă regele Lear pentru că a vrut managerul, că putea să-l pună pe altul dacă nu era nu știu ce. Să nu-l calce în picioare. Nu călca în picioare, cum să spun eu, simțămintele actorilor, viața lor. Pentru că un actor, dacă un om suferă un timp, un actor fiind o ființă deosebită, suferă pentru același lucru mult mai mult timp. Nu-l răni, că s-ar putea să dureze și uneori durează o carieră întreagă. Și lucrurile astea le știți din grijă, propria experiență. Da. Că multă vreme s-a spus și e un lucru care trebuie să vă luptați, e o prejudecată, că un actor nu e un bun manager și că actorii să-și vadă de treaba lor. Am discutat și la Consiliul Județean. Dar un actor știe cel mai bine ce se întâmplă acolo. Da, știe cel mai bine. Nu cred că un actor... Eu cred că există două feluri de management. Unul artistic și unul economic. De cel economic se ocupă cineva care bună știe parte cu cifrele. Din cei angajați, care se pricep la cifre. Exact. Dar trebuie să ai încredere în oamenii care sunt subordinea ta, urăsc termenul, dar care lucrează acolo. Tu semnezi ultimul, tu răspunzi ultimul. De multe ori nu poți să citești tot ce semnezi și ți se impută. Păi ce ai semnat aia? Probabil. Da, dar am scos o piesă. Eram cu gândul la piesă, eram cu gândul la actori. Eu cred că acolo înseamnă managementul. Dar iarăși spun, trăim într-o lume plină de cifre. Sub aceste cifre nu trebuie să stea oamenii. Oamenii trebuie să stea deasupra cifrelor. Da? Și să-i mângâiem. Asta cred eu. Unii nu cred așa. Acum fiecare își asumă răspundere. Am citit că faceți o treabă grozavă acolo la Pitești. Da? Am auzit numai lucruri frumoase. Da, serios. Da, există. Și vă felicit din suflet. Mulțumesc. Pentru asta. Mulțumesc. Pentru ce greșeli aveți cea mai mare îngăduință? Pentru minciuna care ferește omul de necaz. Există minciuni mici care... îl feresc pe aproapele tău de necaz. Această minciună mică s-ar putea să se adune și să-ți devină un obicei. Nu. Și să devină o minciună mai mare. Da. Nu. Trebuie să o recunoști după un timp. Știi că atunci când
ți-am zis că nu era așa. Și dacă ai mințit bine, pozitiv, îi spune mulțumesc. Dacă nu, înseamnă că se întâmplă ceva cu cel care minte. Urăsc minciuna. Lipsa adevărului. Nu? Da. Corect. Ce regrete aveți? Un proiect care poate nu s-a mai făcut? Niciodată. Un actor sau un regizor niciodată. Care n-ați lucrat? Nu. Puteam să lucrez cu mulți regizori. N-a fost să fie. Dar nu regret absolut nimic. Îi mulțumesc lui Mircea Cornișteanu că este regizorul de teatru care a avut încredere în mine. Chiar când nu știam pe ce lume sunt. Mircea Cornișteanu, după părerea mea, este unul din cei mai mari regizori ai noștri. Valeriu Moisescu spunea despre Mircea Cornișteanu, printre alții, că era o pintilie cu purcărete, cu nu știu ce, și a spus, băiatul ăsta este poate singurul care pune piesele așa cum sunt, mă. Înțelegi? Nu le ia să le rostogolească. Îți mulțumesc, Mircea Cornișteanu, a fost ea lui și spun la mulți ani. Ce frumos! Vreau să știu ce vă enervează cel mai tare. Ce vă scoate din sărite? Lasă, e o chestie intimă. Da. Poate de în trafic, fapt nici nu știu. Poate... De fapt nici nu știu. Am spus, minciuna, fățărnicia. Când vrei să iei o măsură, când vrei... Deci nu mă vrei pe mine într-un lor, nu spune că nu ești bun. S-ar putea să nu fiu. Băi, nu. Spune că îți dorești pe altcineva. Că îți dorești pe altcineva. Sinceritate. Da, este sinceritatea. E o lipsă crasă de sinceritate. Oho. Și mă mai intrigă ceva în ziua de azi. Lipsa de patriotism la mulți politicieni. Oho, aici... Lipsa de patriotism. Cred că e principala cauza necazurilor noastre. Da. Trăim vremuri dificile, într-adevăr. Ați lucrat foarte mult și la seriale. Vreau să știu cum diferă munca la un personaj într-un serial față de cea la un film. La seriale n-am vrut să... Li se spuneau telenovele. Da. Lacrimi de iubire, doctor de Lacrimi mame. Lacrimi de iubire, hai că l-ai prins pe primul. N-am vrut să particip. Mi-a dat Boncea telefon. Și mulțumesc că mi-a dat telefon și a insistat. Mă, este un scenariu și mama se uita, Dumnezeu să o odihnească, la ziua ăla de nu se mai termina. Tânăr și neliniștit. Da. Și se uita, se uita. Nu mai lucra de așa mult. De 30 de ani. Da. S-o fi terminat, eu habar n-am. Între timp, da, s-a terminat. Da. Și am zis, în ce? Păi începem să facem telenovele. Ai văzut prima telenovelă cu Ana Zăvoranu? Numai iubirea. Numai iubirea, da, ai văzut. Mă, n-am văzut. Și nu mă uit la telenovele, nu mă uit la chestia asta la care plânge mama. Sau nu ne mai dă nouă atenție pentru că faci... Hai că a dat drumul la episodul următor. Da, da, da. Le și puneau la rând așa de tesăturai. Zic, nu vreau să... Știi cât contează cine le joacă? Mi-a zis Boncea. Hai, te rog, eu vin la o lectură, la Buftea, mâine, se petrece chestia asta. Și m-am dus. Și am întâlnit-o pe Ruxandra Ion, probabil cel mai mare producător de seriale românești, că i-am spus, eu nu joc în telenovele. Dacă îl consider un serial mai românesc, a fost înainte Lumini și Umbre, un serial care a avut succes. Da, da, da. Și nu era telenovelă, era o bucată de viață acolo. Bineînțeles, telenovela are anumite particularități, dar este o șansă mare de tot să lucrezi într-o telenovelă. A avut aproximativ 200 de episoade Lacrimi de iubire. Aveai timp să-ți înșiri personajul, să-i creezi detalii pe care într-un film este foarte greu într-o oră și jumătate. Depinde de montaj, depinde de multe lucruri să iasă un film bun. La fel și la asta. Am dat de Iura Luncașu, care nu era regizor la bază, dar a regizat ca nimeni altul. Era în priză tot timpul. Rapiditatea de a judeca lucrurile. Trebuie să te miști repede, că te se schimbă setul. Repede. Ai cam o jumătate de oră, 40 de minute pentru o secvență. Am avut noroc, am întâlnit-o pe Carmen Tănase, pe Elvira Deatcu, înțelegi, cu care am lucrat și eram în
L-am întâlnit pe Sebastian Papaiani, dragul de el, și acum trec pe lângă cinematograful Papaiani din Pitești și sunt trei poze cu Bică și întotdeauna îl salut. Ce faci, Bicuță? Și el îmi spune, mai bine decât speram, există Bică Papaiani dincolo și înseamnă foarte mult pentru Pitești. Pe Cezara Dafinescu, nu? Pe Bordeanu, pe Adela Popescu, tineri și fericiți și nefericiți. Da? Corect. Și ați făcut ce personaj ați făcut acolo. Da, și ce personaj am făcut acolo. Și am luat premiul după personajul ăsta, după primul personaj, de ca la Asfalt Angoștii. Nu multe filme, dar premii cam jumătate. Și am luat premiul pentru... Mi-a dat premiul de interpretare, personaj principal, telenovela. E prima oară când s-a luat premiul și nu știu dacă s-a mai dat de atunci. Deci se poate face performanță, se poate face nu performanță. Există roluri mici. Și Marin Moraru spunea chestia asta. Contează cum joci. Da? Da. Dacă mă pui să joc și în publicitate, eu tot joc ca dacă lumea. Dacă ești bun, ești bun și într-o reclamă. Ești bun și îți respecti meseria. Sigur că da. Vreau un sfat pentru un tânăr actor care ne privește acum și care trăiește niște vremuri destul de dificile. Să-și urmeze inima, instinctul. Instinctul pe care îl are sau nu îl are la prima lectură. În prima lectură judecă cineva de sus de acolo, scoboară inspirația și la prima lectură spui lucruri pe care nu le vei mai spune, creându-ți niște bariere și în lectură și creându-ți, evident că un rol pornește de la rațiune, nu de la pornește de la inspirație, ține-o minte și pe urmă fă-l rațional. Și pe urmă combinele pe astea deci două. Ce simți prima oară când citești un text? Da, acolo ține minte ce ai simțit prima oară. Să te întorci tot timpul acolo? Nu, să te întorci sau nu. Sau nu. Sau nu, aici intervine rațiune. Dar multe pietre strălucitoare le găsești în prima lectură, în intuiție. În spontaneitate. Da, intuiția la actor este talentul de bază, ca să spun așa. Iată că am ajuns și la final, cât de repede a trecut timpul. Un mesaj pentru cei de acasă care v-au urmărit în această seară cu drag. Sunt sigură că le-a plăcut foarte mult să vă audă și să vă vadă. Vă mulțumesc că stați cu ochii pe noi și vă aștept în sălile de teatru. La cinematograf nu prea mai vine lumea. Au apărut o grămadă de site-uri, de nu știu ce. Da, e bine, platforme. E rău, e bine, e rău, nu știm. Oricum... Pe perioada asta de COVID pandemie. Am văzut atâtea filme câte n-aș fi văzut toată viața. A folosit. Luați cei mai buni din ceea ce trăiți. Pe curând. Vă mulțumesc din suflet. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc, mă înclin. Cu dumneavoastră mă văd data viitoare. O seară minunată. Vă mulțumesc pentru atenție.